Se pare că neatenția la volan face din nou victime în drobeta turnul Severin. Seara trecută, două autoturisme s-au ciognit pe strada portului, după ce o șoferiță nu a oprit la indicatorul stop. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. La accidentul rutier au intervenit pompierii detașamentului Drobetator Nu Severin pentru a asigura măsurile de prevenire și stingerea incendiilor celor două autoturisme implicate în accident. În urma impactului, autoturismele au fost grav avariate, însă, din fericire, conducătorii auto nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Seara trecută, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu autostecială cu apă și spumă pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la un accident rutier produs pe strada Portului din municipiul Drobeta Turnu Severin. Din fericire, în urma accidentului nu au rezultat victime. Pompierii meherințeni au acționat pentru deconectarea bornelor de la cele două autoturisme implicate în accident. Evenimentul rutier nu a fost anunțat la poliție, deoarece cei implicați au decis să fie oameni, au ales calea amiabilă.